Bună ziua, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Medicii de familie și cei de pe ambulanță urmează să fie imunizați cu dozele de vaccin livrate aseară la Chișinău prin intermediul platformei COVAX. Între timp, în spitale nu mai sunt paturi libere la reanimare, iar pacienții în stare gravă așteaptă în secția de primiri ca să se elibereze un loc. Așteptăm că cineva ori se decedeze, ori cineva să însănătoșească. Alegerile anticipate ar fi o soluție pentru a depăși criza politică din Moldova, spune ambasadorul UE la Chișinău. Peter Mihalcu afirmă că sprijinul Uniunii va fi mai mare dacă vom avea un parlament curat. Spitalele din capitală sunt în colaps. La Sfânta Treime nu mai sunt paturi la reanimare, iar pacienții așteaptă în secția de primiri ca să se elibereze un loc și să fie internați. Medicii spun că abia reușesc să facă față numărului mare de bolnavi. Svetlana Guzun povestește că săptămâna trecută soțul ei de 52 de ani a început să se simtă rău, crezând inițial că este o simplă răceală. Situația a început să se agraveze, însă pentru că era în afara orașului, a ezitat să cheme ambulanța. El a plecat la țară, acolo i s-a ridicat febra. Stat undeva de vineri până duminică. Luni, când a revenit la Chișinău, bărbatul a fost transportat la centrul COVID de la Moldexpo, unde i s-a făcut un test. Rezultatul a ieșit pozitiv. Ulterior, omul a fost internat la spital în stare foarte gravă. Marți a fost internat la Arhanghelul Mihail. Asta ies că marți, miercuri. Și numai joi dimineață el a fost reanimat. Medicii i-au spus femeii că bărbatul a fost conectat abia ieri la aparatul de respirație asistată, pentru că până atunci nu erau locuri libere la reanimare. Nu se ajung locuri în reanimare și nu se ajung aparate de oxigen. Și că cauza asta e... Și din cauza asta oamenii mor cu viață. Așteptăm că cineva ori se decedeze, ori cineva să însănătoșească. Din sănătoșit nu prea avea cine. De când a fost internat, femeia nu a mai reușit să ia legătura cu soțul ei, iar doctorii spun că starea lui rămâne în continuare gravă. El nu a, practic nu poate să vorbească. Care, cum să mai vorbești cu dânsul? Tineretul crede că noi suntem tineri și nu o să ne îmbolnăvim. Voi aveți părinți, voi aveți bunei, voi aveți rude, care vedeți pline spitale. La moment, în stațional SAF-ul la tratament 305 pacienți cu depozitiv, la 295 paturi, terapie intensivă 16 pacienți, 16 paturi, spitalul este arhiplin. Iar din acest motiv, acum în spital nu mai pot fi internați pacienți. La moment, în unitatea primiei urgențe se află 6 pacienți care până ce nu au locuri în secție, așteptăm să externeze careva pacienți. Situația e catastrofală, acasă rămân pacienți foarte gravi care nu se pot interna nicăieri în lipsă de locuri. Unica soluție, spun medicii, este ca oamenii să respecte cu strictețe măsurile epidemiologice, întrucât în spitale se lucrează la foc continuu, iar locuri nu mai sunt. Până acum, în țara noastră, peste 190.000 de oameni s-au îmbolnăvit de coronavirus, iar ieri s-a înregistrat cel mai mare număr de cazuri de la începutul pandemiei. Spre sfârșitul acestei luni urmează să fie activate 14 paturi la Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime din capitală. Primul lot de vaccin oferit gratuit țării noastre de platforma COVAX a ajuns aseară la Chișinău. Cu cele peste 14.000 de doze de vaccin AstraZeneca urmează să fie imunizați medicii de familie și cei de pe ambulanță. Președinta Maia Sandu a declarat că în următoarele săptămâni vor fi livrate și alte loturi, inclusiv preparatul companiei Pfizer. La ceremonia de primire a dozelor de vaccin AstraZeneca oferit de platforma COVAX, Maia Sandu a declarat că în săptămânile ce urmează vor ajunge în țară și alte loturi gratuite prin intermediul acestei platforme. Republica Moldova este prima țară din Europa în care platforma COVAX aduce vaccinul și bineînțeles că acest lucru ne bucură foarte mult. Aceste doze de vaccin, 14.400 de doze, vor merge în continuare pentru imunizarea personalului medical. În cadrul acestei platforme urmează să primim și alte loturi în săptămânile care urmează. Potrivit președintei, în a doua jumătate a lunii martie ar urma să ajungă și vaccinul Pfizer. Totuși, oficialii străini spun că în Moldova rămâne problema credibilității populației în eficacitatea vaccinului, iar autoritățile trebuie să pună accent pe campania de informare. Acum începe munca dificilă de desfășurare a unei campanii de vaccinare în țară. O parte din acest efort este de a ajuta
publicul să înțeleagă că vaccinul este sigur și eficient, deoarece noile variante ale virusului se răspândesc în întreaga lume. Potrivit unui reprezentant al Uniunii Europene, vaccinul nu anulează măsurile de protecție. Pentru a proteja copiii care nu sunt imunizați din cauza limitei de vârstă, populația trebuie să fie precaută chiar și după ce este administrată cea de-a doua doză de vaccin. Unless we protect health workers, health systems will remain overwhelmed. Children are not a target of the vaccination against COVID-19 and they will not be vaccinated in the near future. However, they will also benefit from this. Întrebată despre refuzul medicilor din Ceadăr Lunga și Cumrat să se vaccineze cu AstraZeneca, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău a menționat în cadrul emisiunii În profunzime că procesul de imunizare nu trebuie să fie politizat. Speram că acest vaccin va fi folosit cât mai repede și va ajuta Republicii Moldova să iese din pandemie, cum am spus, împreună o să ieșim. Potrivit acestuia, Uniunea Europeană a dublat contribuția către COVAX pentru a ajuta platforma să livreze în 92 de țări peste 1 miliard de doze până la sfârșitul acestui an. Din dozele oferite de România urmau să fie vaccinați 10.800 de angajați medicali din cadrul secțiilor de reanimare și cele cu specific de tratament a pacienților COVID. Lotul care a ajuns aseară pe aeroportul Chișinău va fi folosit pentru ceilalți lucrători medicali în funcție de categoria de risc în care se află. Potrivit Planului Național de Imunizare, ar urma să primească prima doză angajații din asistența medicală primară și cei din asistența medicală urgentă prespitalicească. În Republica Moldova, campania de vaccinare a început pe 2 martie, la două luni distanță de țările europene. În 3 zile, aproape 4.000 de lucrători medicali au fost imunizați. Uniunea Europeană este gata să sprijine în continuare Republica Moldova, dar pentru asta este nevoie de un guvern legitim susținut de un parlament curat. Declarațiile au fost făcute aseară la emisiunea În profunzime de ambasadorul UE la Chișinău. Peter Mihalcu susține că alegerile anticipate ar fi o soluție pentru rezolvarea crizei. Mihalcu a declarat că la capitolul luptă împotriva corupției situația nu s-a mișcat din loc. Republica Moldova a fost inclusă în programul pentru 10 țări pentru finanțare cu asistența macrofinanciară pentru 100 de milioane de euro, deci vorbim de 2 miliarde de lei, dintre care deja prima tranșă, jumătate, a fost plătită anul trecut, 1 miliard de lei, și rămâne a doua tranșă, pentru care trebuie îndeplinite anumite condiții. Și care ar fi acele condiții? Asta ține de Agenție Națională de Integritate, deci achiziții publice. Este legat de prevenirea contrabandei, investigarea fraudei bancare și nevoie de a adopta nou cod VAMAL, care este gata. Ambasadorul european susține că sprijinul din partea Uniunii Europene va fi mai mare dacă vom avea un parlament curat care să susțină un guvern legitim. În Uniunea Europeană acum va desfășura un mare plan de revitalizare economică, care probabil este cel mai mare plan de acest gen în istoria omenirii, eu aș spune, cel mai puternic, și Republica Moldova trebuie să se folosește de această șansă. Ce trebuie să facem pentru a folosi această șansă? Toți actori politici, toate partide din Parlament s-au pronunțat pentru alegeri anticipate. Din asta eu cred că reiese că alegeri anticipate sunt o cale care poate să rezolvă această situație. În cazul în care va fi aprobat un guvern, da, cu sprijinul acestui partid, Partidul Ușor, mă refer. Ce reacție va avea Uniunea Europeană? Viitorul guvern, dar și parlament care va susține acest guvern, trebuie să fie unul de încredere, unde corupție și interese particulare nu vor avea loc. Cum stăm la acest capitol, în ceea ce privește lupta împotriva corupției? Corupția în Republica Moldova este una extraordinar de mare, a devenit sistemică. Au fost neajunsuri, au fost lucruri neîndeplinite. Nu a fost progres în investigarea fraudei bancare. Nu am văzut să fie cineva pus în pușcărie pentru cazuri mari de corupție. Tocmai am avut posibilitate de a vedea un proiect de un report care se pregătește într-o instituție importantă internațională,
că despre scheme ilegale, scheme ilicite financiare în Republica Moldova și asta va fi publicat în câteva săptămâni și aduce niște cifre șocante. Întrebată de ce nu avem progrese în dosarele de rezonanță, Mihalco a declarat că problema ar fi în sistemul justiției. Asta înseamnă și sistemul judecătoresc, oameni concreți în sistem judecătoresc, procuratura, oameni concreți în procuratura, care nu dă voie că aceste cazuri sunt investigate. După ce Maia Sandu a câștigat alegerile prezidențiale, s-a simțit o deschidere din partea Uniunii Europene. Este asta doar o senzație sau chiar așa este? Deschiderea este. Asta deja cred că s-a văzut foarte clar și cu prima vizită doamnei președinte în Bruxelles în ianuarie. Anunțul prim-ministrului interimar că Moldova ar putea să intre în lockdown a stârnit multă îngrijorare. Dacă statul nu va oferi indemnizații, așa cum se întâmplă în alte țări, mulți vor da faliment, spun oamenii de afaceri. Am încercat să aflăm de la autorități ce măsuri vor fi luate pentru a ajuta populația în caz că se ajunge la asta, dar am fost trimiși de la o instituție la alta și nu am primit un răspuns. Prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi a declarat la Jurnal TV că guvernul se pregătește să solicite Parlamentului declararea stării de urgență, la fel ca primăvara trecută. Potrivit lui, măsura este necesară după ce în țară a fost confirmat primul pacient infectat cu noua tulpină britanică a coronavirusului, care este una dintre cauzele numărului mare de îmbolnăviri. Anunțul lui Ciocoi despre posibilitatea instituirii unui nou lockdown îi îngrijorează pe oamenii de afaceri, care spun că statul ar trebui să aibă mai întâi un plan care să-i susțină, așa încât să nu ajungă la faliment. Este o disperare totală pentru că noi soluții nu mai avem, resurse financiare nu mai avem și la moment unitățile de alimentație publică nu au o profitabilitate. În cel mai bun caz, proprietarii de restaurant se bucură când ajung pe linia zero de plutire, dar de fapt 90% au îndatorări. În cazul unui nou lockdown, cei din domeniul Horeca așteaptă ca autoritățile să le ofere sprijin economic, diferit de cel acordat în primăvară. Atunci, companiile puteau lua un credit, dobânda fiind achitată de stat. Din acești bani însă puteau fi achitate doar salariile, nu și arenda pentru locații, spun ei. Timp de 3 luni nu este o sumă în care se poate ajuta agentul economic pentru plata chiriei sau pentru alte îndatorări. Tot atunci au fost anulate taxele și impozitele pentru trimestru următor, însă nici această măsură nu a fost suficientă, pentru că restaurantele nu aveau câștiguri în acea perioadă, susține președinta asociației. Noi oricum ne-am onorat banii față de stat, fie mai devreme sau mai târziu, și penalități am achitat. Din păcate, noi am avut foarte multe situații, nu doar în Chișinău, dar mai mult per țară, în regiuni, când le s-au calculat totuși penalitățile. Autoritățile au mai oferit ajutor financiar sub formă de șomaj tehnic, însă ca să poată primi banii, angajații trebuiau să se concedieze, ceea ce presupunea alte cheltuieli, spune Zasavitski. Foarte mulți angajați din sectorul Horeca și-au scris cerere de eliberare de sine stătător ca să poată acceda la Agenția Ocupării Forței de Muncă la un acel ajutor de 1800 de lei lunar. I-am scris lui Aureliu Ciocoi un mesaj în care i-am solicitat să ne explice ce fel de sprijin pregătesc autoritățile pentru populație și pentru oamenii de afaceri în cazul în care au de gând să instituie lockdown, dar acesta a refuzat să ne răspundă. Într-un mesaj, prim-ministrul interimar ne-a scris: rog să contactați serviciul de presă. Pentru subiectele de genul acesta există Ministerul Sănătății. Serviciul de presă al guvernului nu ne-a răspuns, la fel ca și reprezentanții Ministerului Sănătății. În perioada pandemiei, țările europene au intrat de câteva ori în lockdown, însă autoritățile aveau gândite planuri pentru a nu împinge pe antreprenori în faliment. De exemplu, în Irlanda, Germania sau Grecia, angajații care sunt nevoiți să stea acasă din cauza carantinei primesc indemnizații de la stat, care echivalează cu salariul minim. În Italia a fost introdus venitul de urgență, care poate ajunge până la 800 de euro destinat familiilor care, din cauza COVID-19, nu au un loc de muncă. În Statele Unite se achită un supliment de ajutor de șomaj de 300 de dolari pe săptămână. Totodată, unele state subvenționează și oferă granturi întreprinderilor care sunt nevoite să reducă din personal sau din capacitate de producție și suportă pierderi pe durata carantinei.
Autoritățile s-au răzgândit. Decizia luată săptămâna trecută, conform căreia la intrarea în țară era obligatorie prezentarea unui test negativ la COVID, a fost anulată. Persoanele care vor trece frontiera vor completa fișa epidemiologică și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare. Decizia de a prezenta testul negativ la vama a fost luată pe 26 februarie și urma să intre în vigoare astăzi. Bucăți de beton și piatră cad de pe două construcții vechi din centrul capitalei, iar zona nu este securizată. Чтобы понять, насколько опасно вообще рядом находиться с этим зданием, достаточно просто поднять голову и посмотреть вот на отсутствие бетонной плиты одной и нависает плита бетона вторая. Un automobil parcat în preajmă a fost avariat de bucățile mari de piatră. Cine se face responsabil, aflați în jurnal. Individul de la Holercani, care și-a împușcat mortal fosta iubită de 16 ani, va sta în arest timp de 30 de zile. Adus ieri în fața judecătorilor, acesta a refuzat să vorbească în ședință și nu a răspuns nici la întrebările jurnaliștilor. Între timp, poliția refuză și astăzi să spună cum a fost posibil ca el să dețină o armă, deși este descris de Săteni ca fiind agresiv. De ce ai împușcat tânăra? Îți recunoști vina? Însoțit de 4 polițiști și încătușat, suspectul de 27 de ani a fost scos din mașina poliției și dus în fața magistratului de la judecătoria Criuleni cu sediul în satul Ustia din Dubăsari. Acesta nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor înainte de a intra în sala de ședință. Cunoști ce pedeapsă riști? De când aveți armă? Ședința a avut loc cu ușele închise. Avocatul individului ne-a spus că acesta nu a colaborat cu procurorii și că a ales să păstreze tăcerea. Eu am fost rugat de către persoana care îi apără interesele să nu declar nimic, să nu comentez nimic. Să folosești dreptul său procesual de a nu da declarații pentru a nu se auto-incrimina. Asupra demersul înaintat privind alegerea măsurii preventive s-a expus, spunând că oportun în circunstanțele date, a pledat, ceea ce am pledat și eu, arestul domiciliu. Procurorul de caz a cerut 30 de zile de arest preventiv. De ce este necesar ca inculpatul să fie plasat după gratie? În cadrul ședinței au fost expuse riscurile și temerile pentru care este justificat. Tragedia s-a produs în noapta de luni spre marți în satul Holerca, în Dubăsari. Tânărul de 27 de ani a tras în fosta lui iubită de 16 ani și prietena ei de aceeași vârstă. Potrivit rudelor, totul s-a întâmplat din cauza că fata a pus capăt relației, iar băiatul era gelos. După ce a tras din armă, individul și-a dus fosta iubită la spital, apoi a fugit. Din cauza rănilor grave, adolescenta a murit pe masa de operație. Prietena ei s-a ales cu mai multe răni în zona picioarelor și este internată la spitalul din Criuleni. Individul a fost reținut pe șoseaua Criuleni-Chișinău. Acesta avea la el arma din care a împușcat fetele. Potrivit oamenilor legii, acesta o deținea legal, dar poliția a refuzat să ne spună de când o deținea și cum se face ca un individ despre care în sat se vorbea că a comis și alte agresiuni, inclusiv asupra fetei, a putut obține permis de portarmă. Suspectul riscă până la 25 de ani de închisoare sau detenție pe viață. Între timp, adolescenta de 16 ani a fost condusă pe ultimul drum de rudele îndurerată și de colegii șocați de această crimă oribilă. Sicriul a fost depus la școala unde pentru fata a sunat ultimul clopoțel. Să și-a rămas bun de la fata au venit Sătenii, care o cunoșteau, rudele și prietenii. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la școala în care a învățat adolescenta, iar pentru ea a sunat ultimul clopoțel. Iar apoi cortegiul funerar s-a îndreptat spre biserică. Această fată, care ținea în mâini poza minorei decedate, ne-a povestit că după ce aceasta a rupt relația cu iubitul ei, îi era frică să iasă singură în stradă. Îi spunea că vrea, nu, gata, nu mai vrea nimic cu dânsul, vrea să fie fericită. Era frică, nu, era frică că să nu obișnuiască prietene. Deci asta mi-a pentru prietenii ei? Da, pentru că au avut multe probleme cu alți prieteni. Rudele adolescentei spun că ea era plină de viață și energie. Dureri din partea și ea, dureri din partea asta. Dar nu i-a dat el viață, nu trebuie să iei viață. Noi toți suntem
și societatea poate vină, și părinții noi, și noi maturii, toți suntem de vină. Nu-i numai ei, ei-s copii. Adolescenta era elevă în clasa 10-a și dorea să plece la anul să învețe în România alături de sora ei mai mare. Cu câteva minute înainte de tragedie, fata a vorbit la telefon cu mama ei și i-a spus că vine acasă. Însă așa și nu a mai ajuns. Potrivit medicului care a operat-o, aceasta avea 4 răni provocate de gloanțe. La 2 zile de la startul campaniei de vaccinare, aproape 4.000 de angajați medicali din țară au fost imunizați. La Spitalul Raional din Căușeni, peste 50 de lucrători din secțiile COVID au primit serul și spun că se simt acum mai protejați. În același timp, instituția nu mai are locuri libere pentru pacienții infectați. Am făcut vaccin și de galbenări și de virozii. Mă ating 10 de vaccin, tot în ordine a fost. Lidia Chiriac, medic cu experiență de 51 de ani în domeniu, spune că nu s-a infectat până acum și s-a vaccinat ca să fie protejată. M-am gândit de mult că trebuie de făcut vaccina, fiindcă ne apără. Și am venit cu liniștită, cu speranță ca să fie bine și să micșorăm infecția asta așa de ră, care omoară lumea. După ce a primit prima doză, șefa secției de triaj ne-a spus că vaccinul vine ca o scăpare pentru medicii extenuați și care au ajuns deja la limită. Stella Balan povestește că situația în spital este alarmantă. Într-o secție reprofilată luni pentru tratarea pacienților COVID nu mai sunt locuri. În sfârșit, și noi ne odihnim. Suntem foarte obosiți. În raionul Căușeni au fost distribuite 100 de doze pentru personalul care luptă în prima linie. Până acum au fost imunizați peste 50 de angajați. Undă verde de la Bruxelles. Țările membre pot cumpăra vaccin anticovid de unde vor. Experții nu exclud că vaccinul rusesc, atrăgător pentru Europa de Est, ar putea crea o ruptură. Slovacia a achiziționat deja serul Sputnik V, iar Cehia se pregătește să facă la fel. Agenția Europeană pentru Medicamente a anunțat că a început examinarea vaccinului rusesc, însă va mai dura până când va fi înregistrat. Pus în fața criticilor referitoare la ritmul redus de vaccinare împotriva COVID-19, Uniunea Europeană se vede nevoită să ia în calcul și alte soluții din afara blocului comunitar. Astfel a permis țărilor membre să cumpere vaccin anticovid de unde vor, mai puțin de la companiile care au deja contract încheiat cu Comisia Europeană. Este prima dată când se transmite oficial această aprobare. They say here in Brussels all the time that the answer to any crisis is always more Europe. What's embarrassing for the European Commission right now is that there's an increasing number of countries who think that the answer to getting the vaccines quickly is actually less Europe or no Europe at all. Republica Cehă și Austria și-au exprimat interesul pentru procurarea vaccinului rusesc Sputnik V, iar Slovacia a achiziționat deja serul. To, že to je ruská vakcína, tak budeme tu povyšovať politiku alebo nejaké geopolitické záujmy nad záujem chrániť zdravie a životy ľudí. Ungaria a devenit prima țară europeană care a autorizat și achiziționat vaccinul Sputnik V. A aprobat de asemenea vaccinul Sinopharm din China luna trecută, mergând din nou contra cerințelor când vine vorba de aprobarea vaccinului în Uniunea Europeană. Și în Austria se discută despre posibilele livrări de vaccin rusesc Sputnik V, deși până acum țara a indicat că va respecta deciziile Agenției Europene a Medicamentului în ceea ce privește aprobările serurilor. So what we have is a building up, a sort of a snowballing of a sense of countries splitting away from this slower, more cumbersome joint procurement scheme in order to get their own supplies. And that is not a good look, especially not when such huge players, such huge importance, political importance, has been assigned to doing everything together. Schimbarea privind vaccinul rusesc vine pe fondul frustrărilor legate de lentoarea lansării vaccinării în Uniunea Europeană, măsură încreunată și de decizia blocului de a cumpăra vaccinuri în comun, dar și de faptul că, în comparație cu alte țări, inclusiv Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, comenzile sale au venit mai târziu. It doesn't look very good here. I'll give you one simple example. About one third of the UK population has been vaccinated now. In Germany, for example, that figure currently stands at about 7% of the
population. Vaccinul Sputnik a fost aprobat în Rusia în august anul trecut, înainte de încheierea studiilor clinice, generând scepticism în rândul experților privind standardele stricte de siguranță și eficacitate. Cu toate acestea, analiza intermediară a studiilor clinice de faza a treia și publicată în revista medicală The Lancet la începutul lunii februarie a constatat că vaccinul este eficient în proporție de 91,6%. Agenția Europeană pentru Medicamente a anunțat că a început examinarea vaccinului rus. Prima etapă constă într-o analiză continuă a datelor și a testelor clinice. Ulterior, în termen de un an, trebuie formulată o cerere oficială de autorizare a introducerii condiționate pe piață. They have sent for scientific advice, but not for conditional marketing authorization. Rusia a anunțat că poate furniza vaccinuri pentru 50 de milioane de europeni începând din luna iunie 2021, dacă serul rusesc obține aprobarea de la nivelul UE. Pentru moment, 3 vaccinuri anti-COVID-19 sunt autorizate în Uniunea Europeană, Pfizer, Moderna și AstraZeneca. Un al patrulea, cel al grupului Johnson & Johnson, este supus unei cereri de autorizare. Lucrătorii medicali, dar și alți angajați din prima linie antrenați în lupta cu COVID, vor putea primi adausuri la salarii de până la 100%. Un proiect în acest sens a fost votat în lectură finală în Parlament. Potrivit autorilor proiectului, sporul la salariu va fi stabilit de directorii instituțiilor respective. Totodată, categoriile de salariați vor fi stabilite de Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică. Două clădiri vechi din centrul Chișinăului se risipesc, iar localnicii din preajmă susțin că bucăți de beton și piatră cad deseori de pe ele. Acum câteva zile, un automobil a fost avariat după ce mai multe pietre s-au prăbușit. Construcțiile aparțin Agenției Proprietăți Publice, care spune că nu știa că există o problemă. Această clădire avariată se află pe strada Yuri Gagarin din capitală. Oamenii care au afaceri sau locuiesc în preajmă susțin că de pe bloc cade tencuială și bucăți de piatră. Чтобы понять, насколько опасно вообще рядом находиться с этим зданием, достаточно просто поднять голову и посмотреть вот на отсутствие бетонной плиты одной и нависает плита бетона вторая. Clădirea a început să se risipească încă acum 5 ani, spun localnicii. Săptămâna trecută, mai multe pietre au căzut peste un automobil parcat lângă imobil. Proprietarul vehiculului afirmă că își lasă mașina acolo pentru că alte locuri de parcare nu erau. Ребята, которые приходили ко мне же на тренировку, говорят: "Серёжа, так и так у тебя на машине какие-то камни. Это какая-то шутка или что-то случилось?" Поначалу я думала, они так и есть, так и шутят. Când și-a văzut mașina avariată, a alertat poliția. Oamenii legii ne-au spus că doar investigează cazul. Они повредили мне лобовое стекло, крышку багажника. Хорошо, что не попали на люк, потому что было бы еще хуже. Хорошо, что это на самом деле это имущество, а не чья-то голова, потому что если было бы так, были бы последствия похуже. După incidentul cu mașina, oamenii au decis să securizeze zona. Aceștia au instalat bare și au legat de ele o panglică, iar aici și acum sunt bucăți din beton și piatră care au căzut. Improvizirnă такой ленточкой, но, конечно же, вы понимаете, что она никоим образом не делает это место безопасным. La câțiva metri distanță este o altă clădire părăsită care la fel se risipește. Aici zona a fost securizată de proprietar. Aceste două construcții aparțin Agenției Proprietății Publice. Clădirea este în stare bună. În construcția clădirii nu sunt cărămizi care ar putea să cadă. În interior este făcut ordine, nu sunt careva materiale de construcție sau ceva care iarăși ar putea să cadă. Cât despre automobilul avariat? Prima dată auzim, n-am fost informați absolut nimic că ar fi fost un asemenea incident. Iar astfel de clădiri sunt în toate sectoarele capitalei. Una se află chiar vis-a-vis de monumentul lui Ștefan cel Mare. Deși recent a fost pusă o panglică, oamenii spun că este periculos să treci pe alături. Ar trebui de le reparat, numai decât foarte multe. Nu cadă tencuiala, caps, nu grijă oamenilor. Responsabil tot ce trece în oraș, cine e responsabil? Șeful orașului, da? Primarul. Serviciul de presă al primăriei ne-a spus că autoritățile locale nu sunt responsabile de cele două clădiri de pe strada Yuri Gagarin, iar imobilul din centrul capitalei urmează să fie renovat după ce vor obține toate actele necesare.
Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!